Primesc foaia, subiectul întâi merge, al doilea merge și al treilea groaznic. Deci un mesaj la ministrul educației scoate subiectul 3 de la geografie. A fost foarte greu. Păi de ce? Foarte enervant. Orașe port din Germania. Nu, eu nu știu așa ceva, eu nu am învățat. Na. Stai un pic, ai ieșit primul din sală pentru că ai rezolvat repede subiectele sau pentru că n-ai avut ce să mai faci? În jumătate de oră am fost gata. Și la istorie și la română, tot. Am zis că am făcut repede primul. Mă revoltă pe mine, scoateți floarea albastră și băgați în o scrisoare pierdută, vă rog, la bac. De ce? E cel mai ușor, scrisoarea pierdută. Pentru elevii de clasa a 12-a s-au terminat emoțiile simulărilor pentru examenul de bacalaureat. Aceștia și-au demonstrat cunoștințele pe foaia de examen, iar acum așteaptă să vadă cum vor fi evaluați. Proba care le-a pus bețe în roate viitorilor candidați la examenul maturității a fost limba și literatura română. Genul liric nu pare să fie neapărat pe placul lor. La română de ce greu? Pentru că poeziile sunt mult mai grele decât textele narrative, că te poți descurca mai ușor să scrii, să povestești, la poezii, în schimb, trebuie să știi poezia, e mai complicat. O strofă din Riga Crypto? Altă întrebare, vă rog. A fost destul de greu, dar ne-am descurcat până la urmă. Dacă se învăța, era bine. Dacă se învăța, ai învățat? Am învățat un pic. Nu foarte mult, dar am învățat. La ce notă te aștepți? La ce note și care a fost cea mai grea materie pentru tine? Română a fost cel mai greu, un 5, zic că pușcăm la română. La istorie un 9 sigur iau și la geografie un 8. Așadar, pentru română trebuie să te mai pregătești până la BAC. Da, o să mă pregătesc până la BAC pe la română, o să scriem și subiectul 3. De data asta n-am scris, Riga Crypto, foarte grea, nu... N-am scris-o. Gata simularea! Cei mai mulți elevi spun că ar promova examenul de bacalaureat judecând după cum s-au descurcat la simulări.